Duhul pădurii de Anton Pavlovici Cehov. Adaptare radiofonică de Claudiu Cristescu. Ce fac ai tăi? Au de gând să vină? Când plecam, mama și Elena Andreevna tocmai se îmbrăcau. Iar Sonia și Serebreacov le așteptau lângă trăsură. Deci vor veni cu siguranță, nu? De ei nu poți fi sigur niciodată. Ba îl apucă pe tătucul nostru un acces de gută, ba îi vine mai știu eu ce toană. Sau se răzgândește Elena Andreevna. Atunci putem să-i așteptăm mult și bine. E, dacă e așa, să ne așezăm la masă. Da. Ivan Ivanovici, te rog, ia loc aici. Mulțumesc, drăguțule, mulțumesc. Și dumneata, Ilie Ilici, poftim, așează-te colea lângă George. Ah, mulțumesc. Vă rog, serviți mai întâi o gustare. Iulicica, da, Iulicica, da. Ai grijă de oaspeții noștri, te rog. Iulicica, poftiți, vă rog, da, poftiți, da. Așa. Nășicule. Da, da. Să-ți torn un paharel de vot. Un pic, numai atâtică, ajungi, gata. Mă uit ce gospodărie aveți, Iulia Stepanova, și mă entuziasmez. Orică străbați o goardă voastră, orică te plimbi prin livadă, orică s-arunci ochii la masa asta, încărcată cu toate bunătățile, vezi pretutindeni grija acestor mânușițe fermecătoare. Sănătatea dumitale. Oh, de știi câtă bătaie de cap, Amilia Ilici. Ah, mai rar, gospodină, că ai fi ca... Noroc, copii. Noroc. Acum pe mine vă rog să mă scuzați câteva clipe. Mă duc după plăcintă. E, v-a să zic așa. Serebreacovii n-au venit. Fedor Ivanovici lipsește. Duhul pădurii de asemenea n-a binevoie să se prezinte. Ce să-i faci? Ne-a uitat cu toți. Da, las. Mai bine, ia povestește-ne, Igor Petrovici, ce se mai aude pe la voi? Da, nu ceva vreau. Nou? No, toate-s vechi. Ce-a fost anul trecut e și anul ăsta. Eu, ca de obicei, duc în spate moșia și bombănesc toată ziua, ca moșnegii. Bătrâna mea coțofană, mama, cu un ochi cată la groapă, iar cu celălalt la înțelepciunea cărților. Descoperă, vezi, Doamne, bucurii spirituale. Dar profesorul... Din păcate încă nu l-au mâncat molii. George! Și-a din deopște cât-i ziulica de mare în biroul său și mâzgălește hârțoagele. Scrie mode nesfârșite cu frunze. Unțile încruntate, dar laurii și fala nu vor să se arate. La el s-au cam arătat. N-ai nimerit-o. Piata hârtie, câte mai îndură și ea. Dar Sonia? Citește într-una cărți înțelepte și scrie memorie. Dragă de ea. Da, cu spiritul meu de observație ar fi trebuit de mult să scriu un roman. Doar subiectul l-am la îndemână, numai bun să-l aștern pe hârtie. Ia gândiți-vă. Un profesor ieșit la pensie, un hodoroc, o caricatură de savant bătrân, gută, reumatism, migrenă și tot felul de alte boleșnițe. Gelos ca Otelo. Trăiește de nevoie pe moșia primei sale soții, pentru că buzunarul nu-i permite să trăiască la oraș. Se plânge mereu că e nefericit, deși fericirea se ține scai de el. Ce limba scuțită! Păi n-am dreptate. Feciorul al unui diac amărât, un biet seminarist, a reușit să dobândească tot felul de titluri onorifice, ba și o catedră. Și acum a ajuns excelență, cum n-a de senator, etc. George, dragul meu, zău, nu se cade să vorbești astfel despre onorabil profesor universitar Alexandru Vladimirovici Serebreacov. Reprezintă o valoare, da, lucrările lui. De 25 de ani bătuți pe muchii rumegă ideile altora despre realism, naturalism, diverse tendințe în artă și despre alte asemenea bazaconi. Scrie despre ceea ce oamenilor inteligență este cunoscut de mult, iar pe proști nu interesează. Pe scurt, omul acesta de 25 de ani bate apa în piuri. Și are succes, vă dați seama. E celebru. Pentru care merite, vă întreb? Da, pornit mai ești, îl invidiez. Da, îl invidiez. Și ce succes? Ce succes are la femei? Eminentul profesor, prima lui soție, sora mea, era o ființă minunată, blândă, curată cum e cerul ăsta. Un suflet plin de noblețe și de generozitate. L-a iubit cum numai îngerii pot să iubească. Maică mea, soacra dumnealui, îl idolatrizează. Cea de-a doua nevastă,
O femeie de o frumusețe rară, deșteaptă. Ai cunoscut-o, Ivan Ivanovici? Da, cum să nu? L-a luat când era bătrân. I-a închinat tinerețea, frumusețea, întreaga ei strălucire. Pentru ce? Care-i motivul? Am auzit că soția profesorului, Elena Andreevna, pe care n-am avut plăcerea să o cunosc, este înzestrată și cu un talent muzical deosebit. Da, într-adevăr, cântă minunat la pian. Femeie, adorabil. Pe lângă toate mai e și credincioasă profesorului. Din păcate. Și de ce, mă rog, din păcate? Pentru că această fidelitate e falsă. De la început și până la sfârșit. Nu are un dram de logică. Să-ți înșel soțul bătrân pe care nu-l poți suferi, după părerea ei, este imoral. Să nebuși însă în tine chemările firești ale tinereții este moral. Hai la dracu, unde este logica? George, dragă, te rog. Știi bine că nu-mi place când vorbești în felul acesta. Pur și simplu mă cutremur. Domnilor, nu am darul vorbirii. Permiteți-mi să vă vorbesc simplu, cum îmi dictează conștiința, fără frate popoase și figuri de schimb. Hai, spune odată, spune. Domnilor, ați înșela soția sau soțul, înseamnă a fi? Ce înseamnă a fi? Un infidel, un pățarne care cu aceeași ușurință. Bună ziua toată lumea! Bună ziua! Feci orașul meu drag! La mulți ani, Ionicica, prietene! Tot ce-ți dorește inima. Mulțumesc, dragul meu. Și să crești mare. Tăicuță, bine te găsesc. Feciorașul meu. Să trăiești, ciupitule. Bine că nu te-am văzut. Poftă mare la toată lumea. Dar pe unde ai hoinărit? Se poate să te lași așteptat atâta vreme. Ce căldură, o vodcă, o vodcă, să vină o vodcă. O vodcă, sufletul meu, bărbosul meu drag. Ce ziceți, chipești băiata, mă mândrețe de bărbat. În sănătatea noului născut. Serebreacovii n-au venit? Nu, încă n-au venit. Da, Iulia, pe unde o fi? Aici. Ce bine, îmi pare că te învăț perinca. Dai să pun asta pe masă. Și acum vino să te sărut. Ajunge. Uite plăcinta asta, am făcut-o așa cum îți place ție. Haide, ia bucata asta, da? Așa. E bună? E bună. Ia vezi să se aducă și niște șampanie. Nu, fete, în cazul lăsăm pe Tiziana. Nici de cum. Ori mi-aduce acum, ori plec. Pe cuvânt de onoare că plec. Spune-mi unde se află că mă duc să iau și singur. Totdeauna mi-am întors socotelile pe dos. Ești de-a dreptul insuportabil. Vasilii! Da, domnișoară. Vasilii, ia cheile. Vezi, șampania te află în cămară, în poșniță, lângă pumba cu safir. Dar ai grijă să nu spargi ceva. Bine. Să aduci 3 sticle, auzi? Uite acum. Of, nu o să iasă nimic bun din tine, Fedenca. Dar vă rog, domnilor, gustați plăcinta. Zău, prieten, ca nimic bun n-o să iasă din tine. Ești un om pierdut. Ia, și da drumul la reședință. Auziți? Mi se pare că a sosit cineva. Da, se pare că au venit să ne brea comii. În sfârșit! Au venit excelența ta, Alexandru Vladimirovici, cu familia. Repede, haide să-i întâmpinăm. Să mergem să-i primim. Uite ce se mai bucură. Da, se bucură că a venit Elena Andreevna. Ce lipsă de tact. Trăiește cu madame profesor și nici măcar nu-și ascunde sentimentul. Și de unde știi că trăiește cu ea? Păi nu sorb. Și apoi toată gubernia vorbește. Palavre. Deocamdată nimeni nu se poate lăuda că este amant. Dar în curând Elena Andreevna va avea unul. Și știu pe cine. Pe cine? Pe mine. Alexandru Vladimirovici, cum o mai duci? Binișor, da, dumneata. Băi, sănătos tot sunt. Moșia i-am dat-o lui feciorul. Pe fete le-am rostuit cu oameni de treabă. Era cum nici capul nu mă doare. Trai pe vătrai. Excelență, da, permiteți-mi să mă prezint. Da. Ilia Ilici de Adin sau
După cum anumesc unii foarte spiritual, ciupitul. Dacă luăm în considerație acest obraz puțin, cam ciupit. Dar încântat de cunoștință. Iată-o pe soția mea, Elena Andreevna. Și pe fica mea, Sofia Alexandrovna. Iar eu sunt Maria Vasilevna. Da, pacile mele respectuoase. După cum vedeți, excelență, toți cei de față sunt buni amici. Da. Subsemnatul a avut pe vremuri o situație cât se poate de înfloritoare. Dat fiind însă unele împrejurări familiale, a trebuit să-mi cedez partea de avere iubitului meu frate, așa că în prezent mă ocup cu exploatarea tumultuaselor stihii ale naturii. Mai precis, oblig tumultuasele unde să mărtească roțile morii pe care o arendez de la bunul meu amic Hrușev, zis duhul pădurii. Iubitule, dar mai închide clonț odată. Cine interesează toate astea? Lasă omul să vorbească. Mersi. Cu smerenie mă prostern în fața aștrilor științei care luminează orizontul iubitei noastre patrii și mi-au permisiunea de a o inoportuna pe excelența voastră cu o vizită pentru a-mi delecta sufletul și mintea. Da, 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 vă aștept, vă aștept. Nășicule, pe unde ai petrecut iarna asta? Am călătorit, am călătorit mult. Vai, ce frumos trebuie să fi fost. Ești un om fericit. E drept, e drept. Și tu, porumbițo, tot nu te-ai măritat. Pe cu cine vrea să se mărite? Humboldt s-a grăbit să moară, Edison se află în America, Chopin a arătat și el ochiul popii. Să lași ironia la o parte. Și de ce te super, mă rog? Dacă mai scoți un cuvânt, să știi că plec. Așa că răgdel, mai zic și eu. Hai, Sonecica, Sonecica. Nu mă supăr. Hai, dă lăbuța. Pace și bună înțelegere. N-am să te mai supăr niciodată. De ce nu m-am născut eu pictor? Ce grup armonios am fi imortalizat pe pânză. Mișa, dragul meu fin. Multă sănătate, sărbătoritule. Mulțumesc, mulțumesc, dragul meu. Ia uite ce frumoșică te-ai făcut, Iulicica. Nașule, tot ce-ți dorești. Noroc. Doamnelor, domnilor, numai bine. Dar numai se poate bine să întârzi atât, dragul meu. Am vizitat un bolnav. S-a răcit plecinta. Nu-i nimic, Iulicica, o mănânc și rece. Unde să mă așez? Ia spune. Stai aici, stai aici, lângă mine și Fedorivaru. Așa. Feodor, Feodor, de când nu ne-am văzut? Ia spune, cum îți merg treburile? Aș putea să mă plâng. Numai de n-ar fi atât alergătură. Mă zăpăcesc drumurile astea. Când aici, când în Caucaz, alerg ca un bezmetic. Știi doar că am acolo două moșii. Știu, știu. Și cu amorul. Tot așa, am răcosit mereu, mereu. A venit vorba despre asta. Aș propune să bem un pahar. Bine. Domnilor, domnilor, să nu vă îndrăgostiți niciodată de femei măritate. Acte de norocire. Vă rog să mă credeți. Asta e bună, cum adică fără speranțe? Auziți, Elena Andreevna. Da. Deznădejde, dragoste nefericită, toate astea sunt mofturi. E destul ca omul să vrea. Ajunge să doresc o cucoană să mă iubească. Și o să mă iubească, vă asigur. Asta e situația, Sonișca. Nu mai scapă de mine nici dacă ar fugi pe lună. Da, grozav, mai îți așa. Nu-mi scapă, spun precise, de acolo să schimb două, trei vorbe cu ea și gata, o am în mână. Uite de pildă, mă uit în ochii ei și spun scurt. De fiecare dată când vei vedea o fereastră, trebuie să-ți aduci aminte de mine. Degeaba râdeți, vă dați seama ce înseamnă asta, că și-aduce aminte de mine de mii de ori pe zi. Și apoi scrisorile. Da, o bombardez cu scrisoare. Metoda asta nu mi se pare prea sigură. Se poate cu coana să nu le citească niciodată. Crezi? Încă n-am întâlnit femeia fenomen care să aibă tăria de a nu deschide o scrisoare. Vecinașul meu, curată cadră. Așa eram și eu pe vremuri. Semănam cu el ca două picături de apă. Numai că n-am fost în război. Cât despre rest, vodcă, femei și chefuri, apoi să te ții. Și o iubesc, Mișa, o iubesc cu un verșunar. Pe cine, omule, pe cine? Pe femeia aceea. Care? De mi-ar cere, aș da totul, le satisface toate poftele inimii. Aș duce-o la mine, în Caucaz, în munți, și-am trăit acolo, gazoi porumbei. Da, da, Elena Andreevna nu știe ce o așteaptă, că dacă ar știa. Dar zi-o, da,
Iată, cine e fericită? E, e omule, cine? Dacă știi multe, îmbătrânești repede, amice. Țin minte că, îndată după încheierea armistițului, chefuiam cu un paș la Trebizunda. Și iată că turcul îmi pune următoarea întrebare. Propun să toastăm pentru buna înțelegere între oameni. Viva prietenia! Frate Mihaile, ai mâncat, ai băut, te-ai îndestulat și acum ia hai la treabă. Călătorului și-a de bine cu drumul, e timpul să mă retrag. Unde, unde te grăbești? Mai am de făcut o vizită unui bolnav. Vreau să spun, m-am plictisit de medicină ca de mereacă. O, dragul meu, dar cum se poate? Doar profesia de vitale, vocația, ca să zic așa. E, ce știi dumneata? Alte preocupări are dumnealui în momentul de față. Da? Extrage turbă. Ce face? Extrage turbă. Un inginer a evaluat zăcământul de pe moșia lui la 720.000 de ruble. Păi, e glumă? Țin să vă spun că nu o fac pentru bani. Atunci pentru ce? Pentru ca dumneavoastră să nu mai tăiați pădurile. Păi și ce dacă le tăiem? După părerea dumitale, pădurile există probabil numai și numai ca să facă umbră pământului, nu? N-am făcut niciodată această afirmație. Iartă-mă, dar am impresia că tot ceea ce debitezi dumneata într-o apărare a pădurilor e lipsit de seriozitate. De ce? Nu spun fără teme, crede-mă, cunosc aproape pe de rost toate rechizitorile dumitale. Iată unul din ele. O, voi oameni care distrugeți pădurile, această minunată podoabă a pământului, creată pentru a vă înnobila sufletul, pentru a vă face să înțelegeți frumosul, pentru a vă inspira simțăminte înalte, încetați, nimeni, încetați să... Nimeni nu se opune tăierii pădurilor pentru nevoile stricte ale omului. E timpul să oprim distrugerea lor. Toate pădurile rusii gem sub topoare. Se doboară inutil milioane de arbori, se devastează bărlogurile fiarelor, cuiburile păsărilor, se usucă râurile, dispar minunate peisaje, numai și numai pentru că omului este lene să scurme puțin pământul și să scoate din el combustibilul de care are nevoie. Cum e posibil să se ardă în sobe toate aceste frumuseți? Să se distrugă ceea ce niciodată nu se va putea pune la loc. Ce patimă vorbești. Omului a fost dată puterea creatoare a minții ca să sporească minunatele bogății ce au fost puse la îndemână. Însă până acum omul mai mult a distrus decât a creat. Uite, când se descomesteacă și îl văd apoi înfrunzind și legănându-se în vânt, mi se umple sufletul de mândrie. În sănătatea ta, duh al pădurii. Toate acestea sunt foarte frumoase, dar dacă am stat să privim întreaga chestiune nu sub aspectul ei literar, ci pur științific. Într-adevăr, Igor Petrovici, să nu mai vorbim despre asta, te rog. E mai bine. Am onoarea să vă salut. Salut! Vai, ce s-a întâmplat? Vai, Alexandru, da. Mi-am pierdut cu totul ținerea de minte. Nu se poate. Da, mi-a expediat de la Harkov Pavel Alexeevici noua sa broșură și m-a rugat să-ți o dau să o citești. Și e interesantă? Interesantă, nimic de zis. Numai că se cam contrazice. Da, auzi, dumneata, combate tot ce a susținut acum 7 ani. E îngrozitor dacă stai să te gândești. Nu văd nimic îngrozitor în asta. Ce? Mai gustă maman din caracuda asta, e delicioasă. Nu înțeleg de ce mi-a stup gura de fiecare dată când încep să vorbesc. Pentru că de ani în șir batem apa în piu, discutând mereu aceleași aceleași probleme. Cred că ar fi timpul să mai slăbim cu ele. Eu am impresia că nu-ți mai face plăcere să mă auzi vorbind. Mama. Iartă-mă, George, dar în ultimii ani te-ai schimbat atât de mult încât nu te mai recunosc. Oh. Erai un om cu convingeri clare, o personalitate luminoasă. Nici că se putea o glumă mai bună decât asta. Am 47 de ani împliniți și până acum un an îmi împuiam creierul ca și voi cu tot felul de aberații scolastice pentru a nu vedea viața în adevărată lumină. Abia acum îmi dau seama cât de prost am fost. Cum mi-am mirosit anii când puteam să am tot ce mi-aș fi dorit, tot ce nu mai poate da bătrânețe. Adevărul este că încerci să arunci întreaga vina nerealizărilor tale asupra convingerilor din trecut, fără să-ți dai seama că în fond tu ești vinovatul. Mm. Ai uitat că o convingere prin ea însăși nu e nimic, e literă moartă. Ar fi trebuit fapte. Dar ce crezi că fiecare om poate fi un perpetuum mobile a scrisului? Nu înțeleg ce vrei să spui. Vreau să spun că ar fi mult mai bine să încheiem această discuție. Da. Nu suntem acasă la noi. Vai, vai, unde mi-e capul? Iar am uitat, Alexandru, să-ți dau picăturile înainte de masă. Te-am rugat. Și doar le adusesem cu mine. Dar am uitat cu totul de ele. Dă-le încolo de picături, lasă-mă. Vai, dar cum se poate să vorbești astfel? Doar ești un om bolnav. Dar de ce, băi, la tot pasul trebuie să-mi se amintească acest lucru? Bătrân bolnav, bătrân bolnav. Toată ziua numai asta, aud. Leonie, te manuși. Du-te după profesor, nu e frumos să-l lași singur. Dragul să-l ia, m-am săturat de el. Și noi ce facem? Zic să mergem pe terenul de cricket. Să vedem frumoasele. Excelentă idee. Ne-am înțeles, hai după bilet.
Să mergem. Păi, puțule, să mergem. Ne așteaptă nobilul joc. Pe mine să mă ies, drăguțule, eu am să lipsesc vreo 5 minute. Mă duc să stau de vorbă cu profesorul. Că nu-i frumos. Trebuie să mai păstrăm și eticheta în mașină. Vin și eu ca să-mi delectez sufletul. Mai plictisit, iubite. Hai, du-te, dar, du-te. Iar și-a avut o purtare imposibilă, George. Pentru ce a trebuit să umilești pe Maria Vasilievna și să te cerți cu Alexandru? E nedemn ceea ce faci. Îl urăsc pe omul acesta. N-ai de ce să-l urăști, e la fel ca toți ceilalți. Dacă ai putea să-ți vezi fața, dacă ai putea să-ți urmărești gesturile, ți-e lene să trăiești, nu-i așa? Mi-e lene, într-adevăr. Urâtul mă doboară. Toți îl condamnă pe soțul meu. Îl insultă când sunt de față, fără să se jeneze câtuși de puțin de prezența mea. Toți mă privesc cu compătimire, le citesc în ochi. Biata de ea ce soț bătrân are. Până și cei mai buni și mai înțelegători ar fi încântați să-l părăsesc pe Alexandru. Da. Duhul pădurii a avut dreptate spunând că distrugeți fără noi măpădurile. Că în curând pământul va rămâne sterb. Același lucru îl faceți însă și cu oamenii. Și foarte curând nu vor mai exista nici devotamentul, nici puritatea, nici puterea de jertfă. Nu-mi place filozofia asta. Transmite lui Fyodor Ivanovici că m-a plictisit cu obrăzniciile lui. E pur și simplu respingător. Da. Să te uiți în ochii mei și să-mi vorbești de față cu toată lumea despre dragostea pe care o porți unei anume femei măritate. Știi, George? Da. Eu cred că noi suntem prieteni numai și numai pentru că amândoi suntem niște oameni din calea afară de banali și plicticoși. Da. Banali și plicticoși. Te rog însă, nu te uita în felul acesta la mine, nu-mi place. Cum să te privesc altfel dacă te iubesc? Lumea ta, ești viața, ești fericirea, ești însăși tinerețea mea. Știu, nu pot spera să-ți cuceresc inima, dar lasă-mă măcar să mă uit în ochii dumitale și să-ți aud glasul. Aici? Vine îndată. Elena Andreevna. Gata, George, pentru astăzi e de ajuns. Nu mă alunga, lasă-mă să-ți vorbesc despre dragostea mea. Nu-ți cer mai mult. Cine e acolo? Zonia, tu ești? Nu, eu sunt. Ah, tu, Lenoșca. Da. Ce durere, insuportabilă. Ți-a căzut pledul, da, Alexandru. Da, mulțumesc. Mai bine să închid ferea. Nu trebuie. Mi-e tare cald. Am ațipit câteva clipe și m-a trezit o durere sfâșietoare în piciorul stâng. Dar nu cred să fie gută. Mai degrabă un reumatism în toată legea, nu-i așa? Da, cât să fie ceasul? 1:20. Da, 1:20. Oare de ce mi-e fie atât de greu să respir? Ești obosit, Alexandru. Da. E a doua noapte de când ai mai dormit. Da, se spune că din cauza gutei Turgeniev a făcut o anghină pectorală. Da, să nu pățesc la fel și eu. Oh, scârboasă mai e și bătrânețea asta, dracu-soia. De când am îmbătrânit, mi-e și silă de mine. Că și vouă, băile, hamideți, mă vedeți bolnav, bătrâna. Vorbești mereu de bătrânețea ta pe un ton de parcă noi, cei din jurul tău, am fi vinovați că tu ai îmbătrânit. Da, cred că pe tine te-am scârbit cel mai mult. Mă plictisești. Da. Îți dau dreptate, draga mea. Îți dau dreptate, să știi. Nu sunt un om mărginit. Ești tânără, frumoasă, dornică de viață. Când eu sunt un moșneac, aproape un cadavru. Alex, că nu-mi dau seama de toate astea. Sunt o pacoste pentru voi toți. Aveți însă puțină răbdare, că nu mai am mult. O să scăpați de mine în curând. Ascultă, Alexandru, dacă pentru toate nopțile astea de nesom merit o răsplată, atunci te rog un singur lucru.
taci. Da, se pare că numai și numai datorită mie voi toți ați ajuns la capătul puterilor. Că vouă tuturor vă este lehamit în timp ce eu singur mă bucur de binefaceri de vieții și sunt nespus de fericit, nu-i așa? Taci, te rog! Ciudat lucru! Îndată ce jor sau idiota asta bătrână de Maria Vasilievna deschide gura, toată lumea îl ascultă și nu zice nici spus. Dar în clipa când eu rostesc un singur cuvânt, tot se simte îngrozitor, le silă până și de vocea mea. Bine, să presupunem că sunt un om respingător, că sunt un egoist, un despot. Dar te întreb, nici măcar la bătrânețe n-am dreptul să mă bucur de acest privilegiu care se numește egoism? Nici măcar atâta lucru nu merit, Lenoșca? Hai, răspundem, te întreb pe tine, răspundem. N-am și eu dreptul la o bătrânețe tihnită. Lasă, ție din partea celor din jur. Nimeni nu se găduiește dreptul acesta! Iată, uite, ce vânt s-a stârnit. Să închid fereastra. Vine ploaia. Să-ți închini toată viața științei. Să te obișnuiești cu biroul tău, cu auditoriul tău, cu colegii tăi, oameni onorabili. Și deodată să te pomenești în cavoul ăsta. Și să te confrunți zilnic cu niște ființe meschine. Nu mai pot. Sunt la capătul puterilor. Iar dumnealor nu vor să-mi ierte slăbiciunile bătrâneții. Dacă vei avea puțină răbdare, peste 5-6 ani am să fiu și eu bătrână. Nu înțeleg de ce n-a venit încă doctorul. I-a spus lui Stefan că dacă nu găsește pe medicul zemstrăi, să se ducă la Hruscea. Dar ce nevoie am de el? Se pricepe să la medicină cum mă pricepe la astronomie. Da, dar nu o să chem pentru guta dumitale întreaga facultate de medicină. Dar cum să nici n-am să stau de vorbă, Dunea? Se apropie furtuna. Nu. Voi duceți-vă la culcare, am să vă țin eu locul. Nu mă lăsați cu el, nu vreau, o să mă omoare cu vorba. Nu crezi că trebuie să se odihnească și ele? De două nopți n-am mai închis ochii. N-au decât să se ducă la culcare, dar să pleci tu. Îți mulțumesc din suflet pentru intenție, să pleacă, te rog, fă-o numele prieteniei noastre. Nu mai are prietenie din trecut, mărturisesc că e ceva nou pentru mine. Poftim, a venit doctorul. Bună seara. Ce spuneți de vremea asta? Aveam scăpat de ploaie. Îmi pare rău că te-am deranjat. N-are nicio importanță, niciuna. Dar ce ți-a venit, Alexandru Vladimirovici? Te-ai apucat să bolești? Mai mare rușine ziua așa. Oare de ce doctorul ar fi manifestând față de bolnavi atâta condescendență și vorbesc cu ei de parcă repede face cu niște copii? Hai, înainte de toate, eu zic să te văd în pat, ca să te pot consulta ca lumea. Bine, aici, sprijină-te de mine. Facem de ce mă sprijiniți? Până în dormitor pot ca să mergeți. S-a dus. Iar că-i un blestem pe casa asta. Da. Mama dumitale, în afară de broșurile ei de profesor, ne urăște pe toți. Profesorul ei, irascibil, în mine nu se încrede. Iar de dumneata se teme. Sonia e furioasă pe tatăl ei, iar pe mine este supărată. Abia-mi vorbește. Dumneata, pe de altă parte, nurești soțul și îți disprețuiești mama. Eu sunt enervată și mă simt distovită. Da. Parcă e un blestem pe casa asta. Și când te gândești că unii invidiază acest cuib al intelectualității? Ajută-mă, te rog, să-i împac pe toți. Mai întâi împacă-mă cu mine însumi, scumpa mea. Ce înseamnă asta? Pleacă, te rog. Zi și noapte mă urmărește ca o stafie gândul că viața mea e pierdută pentru totdeauna. Trecut nu am, mi l-am mirosit prostește pe fleacuri, iar prezentul e atât de stupid. Viața și dragostea mea, ce să fac cu ele? Ce aș putea să-ți răspund? Și dacă ești cât sufăr la gândul că în această casă alături de mine se irosește o altă viață a dumitale. Mereu aceeași discuție. Iartă-mă, mai bine plec. Nu, stai, rămâi încă o clipă. Înțelege odată că suprema moralitate nu înseamnă să joci. Și ești beat. Se poate, se prea poate. Fiodor Ivanovici la dumneata? Da, doarme la mine. Ați băut și astăzi? De ce? Când bei, viața mai seamănă puțin a viața. Lasă-mă să beau, Elena. Înainte nu bei niciodată și nu vorbeai atât de mult. Hai, du-te și te culcă. Iubirea mea, minunea mea. Lasă-mă, mea, pace. Ești dezgustător.
Sabius. Acum 10 ani, pe când trăia sora mea, am întâlnit-o la dânsa. Avea 17 ani, iar eu 37. De ce nu m-am îndrăgostit atunci de ea și n-am cerut-o în căsătorie? Ar fi fost atât de ușor. Acum ar fi fost soția mea. Da, da, soția mea. Tale nu mă ascultă deloc. Eu îi spun care gută, el nu, că e reumatism. Da. Eu îl rog să stea întins, dumneavoastră nici să n-audă și are în fotoliu. Așa, e un răspățat. Hai să plec și eu. Nu vrei să aștepți până încetează ploaia? Poate vrei să mănânci ceva. Bucuros. Da, mi-e place grozav să mănânc noaptea. Mi se pare că mai e ceva în bufet. Stai să văd. Cristina, tată, că tata are nevoie de doctor, da, de unde? Îi trebuie așa vreo duzină de femei care să seamă jurul lui, să-i caute cu evlavie în ochi și să susține neîncetat, o, domnule profesor. Prof. Alexandru, da. Da, așa e, așa e, uite, ia uite, am găsit niște brânză și o sticlă. Hai, servește-te. Nu trebuie să vorbești astfel despre tatea dumitale? Sunt de acord că e un om dificil. Totuși, ca valoare, nu suportă comparația cu toți Georgii și Ivan Ivanovici ăștia. Da, pe tata-l iubesc, pe marele om îl admir, dar mofturile lui de mandarin nu le pot suporta și mă plictisesc. Hai, mănâncă, te rog. Uite, bea ceva. E, viață lungă și sănătate. Viață lungă și sănătate. Te super pe mine că te-am deranjat în toiul nopții? Nu, din potrivă. Dacă nu mă chemai la ora asta, aș fi dormit. Trebuie să recunosc că e mult mai plăcut să te văd aievea decât în vis. Știi că nu știam că este așa de curtenitor. Nu, nu e vorba de asta. Sofia Alexandrovna, ascultă-mă. Cu câte bucurie te-aș lua din casa asta chiar acum, uite, în această clipă. Chiar? E o atmosferă atât de viciată aici, încât sunt convins că ți-o trăvește sufletul. Tatăl dumitale a absorbit cu totul de gută de cărțile lui, unchiul George, omul ăsta ciudat, înveninat, despre care se spune că împreună cu Elena Andreevna... Nu, mă rog, abuzează de încrederea profesorului. Mihai Lvovici, te rog. Știu, n-am dreptul să vorbesc astfel și sunt atât de emoționat, dar, cum să zic, mi-ești nespus de dragă. Se întâmplă uneori să mergi noaptea prin pădure și dacă zărești în depărtare un licăr de lumină, îți vine deodată sufletul la loc. Când nu mai simți nici oboseala drumului, nu-ți mai pasă nici de întuneric și nici de crengile care ți zbesc obrazul. Uite, lucrez din zor și până noaptea târziu. Nici vara, nici iarna nu cunosc odihna. Știu. Mă lupt cu cei care nu vor să mă înțeleagă. Sufăr uneori, sufăr ca un câine. Da. În sfârșit am găsit și eu acel licăr de lumină. Nu se poate spune că te iubesc mai presus decât orice pe lume. Nu, dragostea pentru mine nu reprezintă totul. Ea este răsplată supremă. Iartă-mă, te rog, că te întrerup. Dar aș vrea să te întreb ceva, Mihai Lvovici. Da, ce anume? Știi, așa deseori vin vizite la noi. Noi te vizităm adesea. Bănuiesc în sinea dumitale. Nu-ți poți ierta acest lucru. Nu înțeleg ce vreau să spui. Adică gândește-te, eu sunt o fată de pensiune. Da. Da, Elena Andreevna este o aristocrată. Ne îmbrăcăm după ultima modă. Ne pierdem timpul prin saloanele conacelor. Lâncezim. Știu, pe când dumneata te zbați, muncești, plantezi păduri, exploatezi turba, ești narodnic convins. Narodnic? Mă rog, mă străduiesc să realizez niște lucruri. Totuși nu vă ce legătură. Te prețuiesc prea mult ca să nu fiu sinceră cu dumneata. Uite, să presupunem că mi-ai cere să mă căsătoresc cu dumneata. Sofia Alexandrovna, nu ți-ai putea ierta niciodată acest pas, pentru că
ți-ar fi rușine de colegii dumitale, medici de la Zemstvă. Da, ți-ar fi rușine că te-ai îndrăgostit de o fată de pensiune năzuroasă, ale cărei preocupări se reduc la moda pariziană și la alte nimicuri de soiul ăsta. Da, e așa cum îți spun eu. Citesc în ochii dumitale că îmi dai dreptate. De ce? Spune-mi, de ce mă jignești? Nu, te rog foarte mult să mă ierți dacă am fost prea aspră. Și dumneata ca și tatăl sau unchiul dumitale suspectezi pe oricine și vrei cu tot din adinsul doar să-i clasifici pe oameni, să-i etichetezi. Iar când crezi că ai reușit, ești mulțumită. Nu, să știi, în felul ăsta nu se poate trăi. Oricine aș fi eu, privește-mă drept în ochi, limpede, fără gânduri ascunse, încearcă să-mi citești în suflet, fără idei preconcepute și, în primul rând, caută în mine omul. În mine și în ceilalți. Ai încredere în oameni. Altfel, nu te vei putea apropia niciodată de nimeni. Și nici nu vei putea iubi vreodată. Nu e adevărat, nu e adevărat. Aș vrea să mă înșel eu. Uite, ca să-ți demonstrez că nu ai dreptate, află că iubesc. Da. Da, iubesc și sufăr din cauza asta. Acum lasă-mă, te rog. Te rog, pleacă. Pleacă și să nu mai vii pe la noi niciodată. Niciodată, înțelegi? O imagine mie. S-a supărat. Ce caracter imposibil are. Dar mă iubește. A trecut furtuna. Nu vrei să deschidem fereastra? Ba da. Ah, ce aer curat. Da, unde-i duhul pădurii? A plecat. Sofie, da. Până când ai să fii supărată pe mine? Doar nu ne-am făcut niciun rău în alteia. De ce să ne dușmănim? N-are rost. Și avem același gând. Destul cu atâta supărare. Draga mea. De mult aș fi vrut să ne împăcăm, dar nu știu de ce nu îndrăzneam. De ce plângi? Nu știu ce. Nu știu, mi-a venit așa de tot. Hai, fii cu minte. Ce proastă sunt. Poftim. M-ai făcut și pe mine să plâng. Erai supărată crezând că m-am măritat cu tatăl tău din calcul. Uite-ți, jur, l-am luat numai din dragoste. Acum însă știu că de fapt mă îndrăgostisem de celebritatea lui. Să fiu chiar atât de vinovată. Gata, acum ne-am împăcat, hai să uităm. Dacă s-ar putea. Spune-mi, te rog frumos, sincer, așa ca unei prietene. Tu ești fericită? Nu. Știam. Uite, și încă o întrebare? Da. N-ai vrea să ai un soț tânăr? Sonia, ce copilă ești. Nici vorbă că aș vrea. Hai, mai întreabă-mă ceva. Bine. Atunci spune-mi. Duhul pădurii îți place? Da, foarte mult. Îți par caragioasă, nu-i așa? Da, uite, a plecat mai de câteva minute, dar parcă îi mai aud glasul și pașii. Îi văd chipul în fereastra asta, înțeleg? Ca să te rog, lasă-mă să-ți spun tot. Gata, nu mai pot să vorbesc. E foarte rușine. Prostuță. Hai, spune-mi ceva despre el. E un om minunat. Da, știu. Este deștept, se pricepe la toate. Da. Nu știu, totuși mi se pare ciudată povestea asta cu pădurile, cu turba. Nu-l înțeleg. Sonia, știi tu ce-i talentul? Curaj, minte pătrunzătoare, voință, elan. Sădești un copac, extragi câteva puduri de turbă și te gândești ce o să fie peste 1000 de ani. Încerci măcar să faci ceva și pentru viitor. Astfel de oameni sunt rari și merită să fie iubiți. Iar voi doi vă potriviți atât de bine. Sunteți frumoși, cinstiți, înflăcărați. Dacă știi cum îți sor cuvintele și cât de fericită mă simt. Elen, scumpa mea. Sonia. Elen, da. Hai, te rog frumos, cântăm ceva la pian. Aș vrea, dar tatăl tău nu doarme. Iar când e bolnav, muzica le enervează. Du-te și întreabă-l dacă îmi dă voie. Bine, mă duc. Am să cânt și am să plâng ca o proastă. Tu bați toate!
Ghiță, eu! Nu mai bate, nu mai bate, boierul e bolnav! De așa plec, noapte bună, noapte bună! Noapte bună! Ei, ei, Ghiță, trezor, trezor! Ellen, nu-i nevoie să-mi spui. Am înțeles. Nu vreau. Da. Auziți? Cântă Elena Andreevna. Da. E, frumos mai cântă. Da, da. Frumos, da. Nimic de zis. Mai zăbovește mult profesorul. Nu știți de ce nu fi chemat? Habar n-am. Probabil însă că Herr Profesor binevoiește să comunice ceva epocal omenirii. Sau cine știe ce treburi o fi având cu noi? Treburi, pe dracu, scrie prostii, bombene, e gelos și nimic mai mult. Asta e scurat cu fața la cearceaf, George. Prea ești pornit așa de dimineață. Dar știu că ne plictisim. Ia stați, mi-a venit o idee. Nu se poate. Da. Ce-ar fi? Ce-ar fi? Să bem o cupă cu șampanie. Genial. De vreme încă, drăguțule. Și calte deasupra, mai rabdă puțin. Dar uite-o pe Elena Andreevna. Bună dimineața, domnilor. Să rămână șițele. Frumoasă mai ești. Admirați-o, vă rog, domnilor. Umblă și se leagănă de lene ce e. Drăguț, foarte drăguț. Încetează, George. E destulă plictiseală și fără ironiile dumitale nesărat. Gândiți-vă, domnilor, ce talent, ce suflet de artist are. Nu cumva te chinuie melancolia? Haide, draga mea, minunată făptură. Da, vinele dumitale curge sânge de zână, apelor, fii zână. Lasă-mă să trec. Hai, hotărăște măcar o dată în viață și îndrăgostește-te cât mai curând de vreun duh al apelor. Și bâl de bâc cu capul în bulboană, pentru ca Herr Profesor și noi toți să rămânem cu gura căscată. Ce zici, zână apelor, iubește cât mai e vreme. Aș zbura ca o pasăre liberă departe de voi toți, ca să nu vă mai văd chipurile astea dormite, să nu mai aud toate vorbele astea noastre, să uit că existați pe lume. Dar n-am destulă voință ca să o fac. Storicoasă, mi se pare că dacă aș face acest pas, toate nevesele mi-ar urma exemplu și și-ar părăsi bărbații, iar pe mine m-ar chinui toată viața de mișcări. Altfel v-aș arăta cum se poate trăi. Elena, Elena, de ce nu o lăsați în pace? Cred că în curând am să încep să o urăsc pe această femeie. Poftim, sfiiciunea întruchipată, dar filozofează ca un diac bătrân, încântat de propriile virtuți. Respectele mele, domnilor! Bună, bună, bună! Vino să te sărut! Bine te găsesc, Fredenc! Îmi pare bine că te văd, Egor Petrovici. Bine ai venit! Alexandru Vladimirovici e acasă? În cabinetul lui. Mă duc la el, m-a chemat printr-o scrisoare prin care îmi transmite că avea o treabă importantă cu mine. Păi și noi tot de asta am venit. Da. Îl așteptăm să coboare. Atunci să-l așteptăm împreună. Egor Petrovici, da. Ai primit orzul pe care mi-l cerusești? Mulțumesc, mulțumesc, l-am primit. Cât am de plată? Dăm, te rog, abacul și-ți spun numai decât. Altfel e cam greu. Uite, poftim. Așa. Domnilor, aș zice să mai schimbăm locul. Să mergem în salonul cel mare. Mă duc să dau o raită prin parc. 8, 9, 15. Era aici, da? Da, nici n-am știut că ai venit. Cumpa mea, Sonicica.
Ce faci aici, să cotești? Da. Mă uit la tine și mă cuprinde invidia. Ce pricepută ești. De ce nu vrei tu să te măriți? Păi nu vreau. Au venit câțiva să mă pețească, dar i-am refuzat. Nu. Simt eu că n-am să pot niciodată să-mi găsesc un bărbat ca lume. Ai fost vreodată îndrăgostită? So? Da. De cine? E un bărbat interesant? Eu cred că da. E Fyodor Ivanovici. Da, trebuia să-mi închipui. Dar dumneata? Și eu. Numai că nu de Fyodor Ivanovici. Sonichka. Sonichka, de mult vroiam să-ți vorbesc. Spune, te ascult. Vroiam să-ți spun, să... Știi doar că întotdeauna mi-ai fost dragă. Am multe prietene, dar dumneata îmi ești cea mai dragă. Uite, dacă mi-ai spune, Iulcica, dă-mi o duzină de cai. Ori, să zicem, 200 de oi. Ți-aș da cu dragă inima. Nu mi-ar părea rău de nimic. Hai, spune, de ce te-ai oprit? Mi-e rușine. Nu știu cum să... Hai, spune. Nu știu spune, cum să încep, ca să nu mă crezi proastă. Sonichka, pentru fericirea dumitale. Pentru... Hai, spune. N-ai vrea să-l iei pe Leonichka de bărbat? Să nu mai vorbim despre asta niciodată. Niciodată, înțelegi? Niciodată! Așteptai, așa-i? Presimțeai că am să vin. Cum îndrăznești? Oh, de ce oare tresari când mă vezi? Zadarnic încerc să te ascunzi. Te gândești numai la mine. Fyodor Ivanovici, se pierd mințile. Oh, ce șireată ești. Știi foarte bine de ce vin mereu în casa asta. Știi și pentru ce, știi și pentru cine. De ce vrei să mânjești onoarea? A, ești mândră și poate sfioasă. Lasă mofturile astea. Înțelege că atunci când am pus ochii pe cineva, nu-mi scapă. Într-adevăr, dumneata nu cunoști nicio limită. Astă seară, la ora 7:30, ai să mă aștepți la marginea parcului, lângă podeț. Nu mai am nimic de adăugat. Deci, rămâne stabilit, porumbițo, la ora 7:30. Până atunci, hai sărut. Mai dă-mi o sărut. Strașnică obiecție. Ieși din ochii mei. Hai să discutăm ca doi oameni pașnici. Vezi, dumneata, prin toate am trecut în viață. Am mâncat până și ciorbă de pește aurin vreo două rânduri. Atâta doar că nu m-am urcat niciodată în balon și n-am răpit vreo nevastă de savant. Te-am spus să pleci și să mă lași în pace. Mă execut îndată. Da. Prin toate am trecut și am adunat în mine atâta obrăznicie încât nu mai am ce face cu ea. Hai, iartă-mă. Îți spun toate astea pentru că atunci când vei avea nevoie de un prieten sau de un dulău credincios, contează pe mine. Plec tot. La galea de bine. Plec. Ah, de necrezut, da. Da, sunt emoționat. Trăcie, eu! Eu emoționat! În fiecare noapte am coșmaruri și presim nenorociri. Câtă josnicie e în jur. Duhul pădurii încearcă să salveze pădurile. Dar pe oameni, cine o să-i salveze? Îmi place casa asta. Parcă e un labirint.
26 de camere imense prin care să răspândesc tot și niciodată nu găsești pe nimeni. Iulia! Iulia, da, da. Cheamă-i, te rog, pe Igor Petrovici și pe Elena Dreba. Iulia! Cu bolile mă lupt eu, cum mă lupt, dar ceea ce mă dă gata este starea mea sufletească. Nu știu cum să vă explic, dar am uneori senzația că am murit de mult, că am căzut de pe pământ într-o altă planetă. Nu știu. Depinde, cred, din ce punct de vedere privești întreaga chestiune. Da, sigur. Dați-mi, vă rog, un creion. Iar am găsit aici o contradicție. Trebuie să însemn locul. Da, poftim, creionul, excelență. Mulțumesc, mulțumesc. Mai tot, da? Da, George. Ce le-ai Ești supărat pe mine? Dacă m-am făcut cu ceva vinovat față de tine, te rog să mă ierți. Bine, 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 intră în subiect. Ce dorești? A, iată că a venit și Lenoșa. Luați loc cu toții. Vă rog, luați loc. Luați loc. Dragii mei, chestiunea e serioasă. V-am adunat, domnilor, să vă cer ajutor și sfat și, cunoscându-vă bunăvoința, nădăjduiesc că le voi avea. După cum știți, sunt un savant, un cărturar și am fost întotdeauna străin de viața practică. Nu pot să mă lipsesc de luminile oamenilor pricepuți. Iată de ce te rog pe tine, Ivan Ivanovici, și pe dumneata, Leonid Stefanici, și pe tine, George. Totuși nu vrei să ne spui odată despre ce e vorba? George, imediat, imediat. Uite, eu sunt bătrân și bolnav. De aceea socot că a venit vremea să pun la punct chestiunile bănești ale familiei mele. Eu nu mai am mult de trăit. Oh, Alexandru, de ce vorbești da, așa? Da, da, acesta este adevărul. Nu mai am mult de trăit. Deci... nu mă mai gândesc la mine, dar am o soție tânără și o fată de măritat. Eu n-am nicio pretenție, Alexandru. Nu suntem făcuți să locuim la țară. Și nici ca să trăim la oraș, nu ne ajung veniturile moșii. Acum 3 zile am vândut o parcelă de pădure pentru 4.000 de ruble. Trebuie găsită însă o altă soluție care să ne asigure o cifră de venituri cât de cât stabilă. Cât că am găsit o astfel de soluție. Da? Și acum am cinstea să supun judecății domniilor voastre. Propun să vindem moșia. Cum? Iar banii pe care îi vom lua să-i plasăm în titluri de rentă. Vom avea astfel și un excedent care ne va permite să cumpărăm eventual o mică vilă în Finlanda sau... Stai puțin. Am impresia că auzul mă înșală. Vrei să-mi repezi ceea ce ne-ai spus? Propun să vindem moșia și să vinzi totul... moșia? Da. Dar nici că se poate mai bine. Strașnică idee. Dar la mine, la bătrâna mea mamă. Te-ai gândit? George. Unde le ducem? Le vom chipzui pe toate la vremea lor. Stai, ia stai. Până acum am fost atât de neghiob să cred că moșia îi aparține Soniei. Sigur. Răposatul meu tată o cumpărase de zestre surorii mele. Credeam că în mod firesc proprietatea surorii mele a trecut fiicei sale. Firește că moșia e Soniei. Cine tăgăduiește? Fără învoirea ei nici nu mă gândesc să o vând, ci tocmai pentru că e în interesul Soniei. Am făcut propunerea asta. Dar ta tată, crezi că așa e bine? Nu pricep nimic, da. Absolut nimic. Ori mi-am pierdut mințile, oare... George, nu-l contrazice pe profesor. Știe el mai bine decât noi ce are de făcut. Dați-mi, vă rog, un pahar cu apă. Dați-i puțină. Poftim. Nu mă mai opun. Poți vorbi ce dorești. Te ascult. Dar nu înțeleg de ce te-a prins. Doar n-am afirmat că proiectul meu este ideal. Dacă toată lumea găsește că nu e bun, eu nu mai stă. Acum, bine, să mă salut. Ce iertare că mi-am luat permisiunea de a intra neanunțat. Da, ne face plăcere. Excelență, doamnelor, domnilor. Această vizită inopinată ne urmărește un scop dublu. Da. În primul rând, ca să vă prezint omagile mele respectuoase. Da. Și în al doilea rând, vreau să vă invit pe toți în corpore, profitând de această frumoasă zi, la o expediție pe meleagurile mele. Lasă, ciupitule, acum vorbim de lucruri serioase. Mă rog, sigur, nu insist. În prezent, moșia nu e grevată de nicio datorie și merge bine. Dar asta mulțumită numai strădanilor mele. Și acum, când am îmbătrânit, dumnealui vrea să mă dea pe ușa afară. Nu înțeleg unde vrei să ajungi. Timp de 25 de ani am administrat moșia muncind ca un rob. Ți-am trimis regulat banii ca cel mai credincios vechil. Și în tot acest timp nu te-ai gândit să-mi acorzi nici cea mai mică răsplată. Am muncit din greu pentru 500 de ruble pe an. George. O leapă de mizerie. Și nu ți-a trecut vreodată prin cap să mă mărești măcar cu o rublă. Dar unde puteam să știu? Eu nu mă pricep. Ai fi putut să ți-o omărești singur cât ai fi vrut. Da. De ce ne-am furat? Așa ar fi trebuit să fac. Acum n-aș mai fi fost un cercetător. George. Meu, liniștește-te, nu mai vorbi așa, te rog. Cum de m-am putut înșela într-atât în toți acești ani? Da, recunosc,
L-am adorat pe omul ăsta și eu eram mândru de el și de știința lui. Trăiam și respiram numai pentru el. Tot ce scria și spunea mi se părea genial. Ca să-mi dau seama de-abia într-un târziu că, de fapt, nici măcar o singură pagină din opera lui nu e vrednică de atenție. George. Doamne, doamne, cum am înșelat. Vă rog să-l potoliți, altfel am să plec. George, ce să taci, mă auzi? N-am să tac! Mi-ai distrus viața! George! Eu n-am trăit! N-am trăit! Mi-ai furat cei mai frumoși ani! Ești cel mai mare dușman al meu! Nu mai pot suporta, nu mai pot, plec! Zaveră, nu glumă, mai bine să plec și eu. Dacă nu vă potoliți, am să părăsiți numai decât casa asta. E un infern! Mi-a mirosit viața. Sunt un om talentat, inteligent, hotărât. Dacă aș fi dus o existență normală, ar fi ieșit poate din mine un Schopenhauer, un Dostoevski, un... Vorbesc aiurea. Nebune. Mamă, se deznădăjduiești. Ascultă-l, ascultă-l pe profesor. Mamă, ce să fac? Nu-mi spune nimic. Știu și singur ce am de făcut. Ai să mă ții minte, profesore. Bunico, chide după el. Bine, deși nu merită. Sărmanul Alexandru. Și poftim! Locuiește aici, nas în nas cu mine. A, nu! Ori se mută în sat sau în casa din curte, ori mă mut eu. Dar nu mai pot să stau cu el sub același acoperiș. Ei, haide, haide, liniștește-te, te rog, liniștește-te. Mă bucur, mă bucur că te găsesc acasă, Alexandru Vladimirovici. Iertați-mă, poate am venit la o oră nepotrivită. Da, ce dorești? Iată despre ce este vorba. Am auzit că acum 3 zile ai vândut lui Kuznetsov o parcelă de pădure pentru tăiere. Mihail Vovici, soțul meu nu e dispus în clipa de față să se ocupe de afaceri. Alexandru Vladimirovici, îngădui-mi să mă duc la Kuznetsov și să-i spun că te-ai răzgândit. Judecă și dumneata. Să dobori 1000 de copaci, să-i distrugi pentru câteva 1000 de ruble ca să le cheltuiești pe cine știe ce nimicuri. Dacă dumneata, om luminat, săvârșește asemenea cruzime, atunci ce să mai pretindem de la niște oameni simpli, cu mult inferior dumneata? Mișa, dragul meu, știm că ești un idealist, ne plecăm cu venerație în fața ta, dar îți cam dai împetic. Ascultă-mă, nășica tuturora, sunt mulți oameni de treabă pe lumea asta, însă unii dintre ei îmi stănesc întotdeauna suspiciunea și să-ți mai spun și de ce. Pentru că bonomia lor se datorește indolenței. Nu, văd că ai venit să te ceri. Te rog altă dată să nu mai intri neanunțat la mine și să mă crut de aceste ieșiri psihopate. Parcă v-ați înțeles cu toții să mă scoate din săritem. Să mergem, Ivan Ivanici. Helen, vino cu mine, te rog. Alexandru. Deci, după părerea celebrului savant, nu sunt decât un nebun. Mihail Vovici, mai stai puțin, te rog. Și te rog frumos să-l ierți. Perfect normal să numai aceia care sub poleiala de erudiție și ascund egoismul feroce, iar indiferența și-o dau drept savantă înțelepciune. Perfect normale sunt femeile care se mărită cu bătrâni pentru a trăi împlictiți și lâncezeală. Ascultă-mă, te rog frumos, ascultă-mă. Uite, lasă-mă să-ți spun că inutil. Eu... Ascultă-mă, inutil. Nu sunt pentru dumneata decât un străin și îți cunosc părerea despre mine. Nu mai am ce căuta în casa asta. Adio! Dar nu înțelegi că... Dar nu înțelegi că eu... Unchiul George! Unchiul George! Ce? Unde-i Sonia? Sonia, unde-i? Ce? Unchiul George s-a împușcat! Doamne Dumnezeule! Mișa, poate mai salve! A murit! Ce fac de veci! Elena Andreevna, ce s-a întâmplat? Duceți-mă de aici, duceți-mă, omorâți-mă, dar nu mai pot rămâne aici! Nu mai pot! Ilie Ilici, treci mâine pe la poștă? Am să trec neapărat. Mai aștept 3 zile. Dacă între timp nu vine răspunsul de la fratele meu, împrumut ceva bani de la dumneata și plec la Moscova. Doar n-am să stau o viață întreagă la moara dumitale. Da, să înțelege. Acasă nu mai am ce căuta. Ei, Elena Andreevna. La ce să mă mai întorc? Ai să-mi spui ca să-mi fac datoria. Știu lucrul acesta, dar eu față de mine nu am niciun fel de datorie. Da,
Te întreb totuși, de ce ai fugit? Că norocul dumitale, la drept vorbind, nu se află nicăieri. Odată ce ai sortit canarului să stea în colegie și să privească la fericirea altora, trebuie să stea, că n-are încotro. Dar poate nu sunt canar, ciociocârlie liberă. Ne. Pasărea după zbor se cunoaște, dragă doamnă. În astea două săptămâni, o altă femeie s-ar fi vânturat prin 10 orașe și ar fi sucit 10 capete. Mi se pare că s-aude o trăsură. Cred că e mai bine să mă retrag. Mai târziu poate vii să bem ceaiul împreună. Da, desigur. Te aștept, Ilianici. Ca să vezi, s-ar putea zice că eu, un om la o vârstă respectabilă, cu o înfățișare nu tocmai atrăgătoare, a răpit din casa ilustrului profesor pe tânăra sa nevastă. Nici mai mult, nici mai puțin. Bună seara, Ilianici. Ce surpriză! Scuză-mă că nu te invit în casă. E puțină dezordine acolo. Nu face nimic, e foarte bine și aici. Iată de ce am venit la dumneata, Ilianici. Profesorul și Lenochka au hotărât să organizeze un picnic la moară. Da? Să se odihnească puțin, să bea un ceai. Da, bucuros de oaspeți. Într-o jumătate de oră trebuie să sosească și ei. Ai grijă, te rog, să se aducă samovarul. Într-o sură sunt coșurile cu merinde și... Hei! Care te-i? Noi, cu voia dumneavoastră. Bine că te-am găsit, amice. Bună seara, Iulica. Bună seara, Mihailovici. Dar ce bun te aduce? Iar am venit să desenez la tine, Ilia Ilici. Nu pot sta acasă. Ei, atunci mă duc să aduc două lămpi. S-a întunecat binișor. Mulțumesc. Iulica. Da. Ce mai e nouă la voi? Serebreacovii n-au plecat încă? Nu. Mai rămân la noi. De când Egor Petrovici a făcut seama, le e frică să mai stea în casa lor. Și Leonicica, al dumitale, ce mai face? Stă mereu acasă. Îi ține de urât Sonicchi. Cred și eu. De ce nu se însoară cu ea? De s-ar întâmpla așa. Nu-mi doresc bucurie mai mare. Bună, fată, Iulicica. Zău, nu te merită fratele dumitale. Dar de ce spui asta? Uite lămpile. Să le și aprind. Da. Să știi că la noapte dorm la tine, Ilia Ilici. Bine faci. Dar te văd că m-ai dispus pe ziua de azi. În schimb eu îmi simt sufletul ușor ca un fulg. Bravo, asta e bine, bravo. Dar n-am apucat să spun noutatea. Ce noutate? După moartea lui Igor Petrovici s-au găsit memoriile lui. Au încăput din primul moment în mâna lui Ivan Ivanovici. Am fost pe la el și le-am citit. Și eu le-am citit. S-a constatat că romanul de dragoste dintre George și Elena Andreevna, despre care vorbea întreaga gubernie, n-a fost în realitate decât o plăsmuire murdară. Și când te gândești că și eu am crezut-o și am disprețuit-o. Foarte rău, foarte rău. Să mergem, drăguțo, să pregătim ce se cuvine și să lăsăm pe înrăitul acesta să-și vadă de lucru. Haide. Să întindem planul. Să vedem ce ar mai fi de făcut. Așa. Da. Vreau să spun o întrebare, Sonia. Da. Îți mai amintești de ziua mea de naștere când ai fost la noi? Da, sigur că da. Ții minte partida de cricket când... dar iată, uite cine e aici. Bine te găsesc, sănătos. Bine ai venit. Lucrezi? Foarte laudabil. Dar unde e Ciupitul? E cu Iulia, au luat-o spre moară, cred că sunt acolo. Aha, da, hai să nici ca să mergem să chemăm, vrei? Nu, cheamă-i dumneata, prefer să aștept aici. Bine, cum vrei. Bună seara, Mihail Vovici. Bună seara. Dar ce desenezi acolo, pare un plan. Nu, e harta pădurilor din gubernia noastră. Încerc să o întocmesc. Da, să lăsăm asta. Ce-i cu tine? Ești încercănată, pare abătută. Desigur, ceea ce s-a întâmplat a fost groaznic. Dar uite, acum, nu? Cu Leonid Stepanovici ai și dumneata dreptul la un strop de fericire. Vezi, dumneata, Mihail Vovici, toate nenorocirile s-au întâmplat tocmai fiindcă ne-am gândit numai la fericirea noastră. Așa să fie oare? Da, trebuie să uităm de noi și să ne gândim numai la fericirea altora. Viața noastră trebuie să fie un șir de jertfe. La naiba. Ca și cum nu a fi fost de ajuns nenorocirea bătută asupra familiei dumitale, acum vrei și singură să-ți distrugi viața. Ce? Adevărul e că nimeni n-are inimă. Nu ai nici dumneata, nu am nici eu. Oamenii fac ceea ce n-ar trebui să facă. De aceea totul se duce de râpă. De ce plângi? Nimic. Ce ai? Hei,
Sonia! Larisa Stefan! Da, aici, tăticule, aici! Bună seara, Mișa! Bună seara! Bună seara! Uite și pe halnicii noștri! Bună seara! Bine de toartă, Ionișca! Iată samovarul! Omacile mele! Bună seara, dragul meu! Să trăiești, drăguțele! Poate te-am deranjat, iartă-ne că am venit așa, neașteptat. Vai de mine, excelență, sunt nespus de bucuros că ai binevoit să fericești această modestă oază mea cu prezența dumitale și însoțit de cei mai dragi prieteni. Sunt profund emoționat. Mulțumesc, mulțumesc. Iulia, dragă de ea, am cropit la repezeală vustările astea. Așa, pune-le aici, așa. Vă rog, luați câte ceva. Doamnelor, domnilor, declară adunarea deschisă. Ciupitule, destupă sticla aia de vișinată. Domnule profesor, propun să uităm tot ce s-a întâmplat între noi. Scuzele mele. Iartă-mă și dumneata. După ce le întâmplate între noi a doua zi, încercând să-mi reamintesc întreaga scenă, m-am simțit cât se poate de jenat, crede-mă. Să fim prieteni. Așa, așa, dragii mei. Scumpe Mihail Lvovici, în ultima vreme am suferit mult și m-am gândit la atâtea încât cred că aș putea lăsa generațiilor care vin un întreg tratat despre felul cum trebuie să se poarte omul pe acest pământ. Să nu ne amintim de ce a fost. Totul se va sfârși cu bine. Noroc! Onorat Alexandru Vladimirovici, permiteți-mi să închin acest pahar pentru rodnica dumitale activitate pe terenul științei. Mulțumesc! Mulțumesc pentru urare și doresc din suflet ca relațiile noastre prietenești să se strângă din ce în ce. Frumos, frumos, n-am ce zice. O petrecere în toată regula și cât pe aici să lipsească Fiodor. Iușca, drăguțul tati. Bine vă găsesc sănătoși. Hai să vă sărut și pe tine, Sonișca, și pe tine, Iulca. Am văzut în o săptămână. Pe unde mi te-ai vânturat? Hei, pe unde n-am fost? Iar de 3 zile și de 3 nopți nu mai știu de capul meu. Aseară am pierdut vreo 5.000 la cărți. Beam și pierdeam. Pierdeam și beam. Dragul de tine, te pomenești că nu ți-a trecut încă mahmureala. L-am pierdut, Fedenca. În toată gubernia nu găsești un bețivan și un pierd de vară ca tine. Ție și milă să te uiți la dânsul. Așa prea mat e mai rar. Hai, slăbește-mă cu descăleala și mai bine vino aici lângă mine. Nebunule. Așa. Voi veni să stau la voi vreo 2 săptămâni. Vreau să mă odihnesc. Porumbițu. Fedenca, Fedenca, ești de râs oamenilor. Mai mare rușine. Mă las, mă las de băutură. Am hotărât. De prune sau de vișine? Ce-ai spus, Fedenca? Acum și tu, un păhărel, un singur păhărel, atâta, ha? Noroc! Ar fi bun de trimis într-un batalion disciplinar. Până pe la 40 de ani, dragă Sașa, uite așa am dus-o ca Fiodor al meu. Da, când am împlinit 40, m-a cuprins așa, dintr-o dată, un fel de rehamite de toate, că nu mai știam ce-i cu mine. Încerc una, încerc alta, bag nasul prin cărți, lucrez, fug prin străinătățuri, geaba, frate, nimic. Și uite că odată mă duc la o petrecere la cumătrul meu, răposatul prinț Dimitrie Pavlovici. Iar după masă, ce crezi că ne vine în cap? Ca să ne mai treacă vremea, hai să tragem cu puștile la țintă. Erai parcă și tu, Ciupitule, de față. Da, 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 mi-amintesc. Ei bine, tragem noi ce tragem, dar eu parcă aveam pe suflet un pietroi, nu alta. Și până la urmă n-am mai putut răbda. Am întors spre oameni cu obrazul scăldat în lacrimi și am strigat ca un nebun. Prieteni, oameni buni, iertați-mă pentru păcatele mele, îndurare. În aceeași clipă, să vezi, sufletul mi s-a luminat, cuprins parcă de o căldură mângâietoare și m-am simțit alt om. De atunci, dragul meu, nu se află în toată gubernia om mai fericit decât mine. Tu de ce nu faci la fel? Eu? Cum adică să cer iertare eu? Și ce? Înțeleg să-mi ceară alții iertare. Tată, dar noi suntem vinovați de cele ce s-au întâmplat. Asta e bună! Nu cumva cineva dintre dumneavoastră crede într-adevăr că eu sunt cu ceva vinovat. Alexandru Vladimirovici, ascultă-mă. Dumneata de 25 de ani slujești știința. Eu îngrijesc pe oameni, plantez păduri. Dar te întreb, pentru ce facem noi toate astea dacă nu cruțăm sufletele oamenilor cărora le închinăm munca noastră? Afirmăm sus și tare că slujim pe oameni.
Însă în același timp ne distrugem fără cruțare unul pe altul. Spre exemplu, te întreb, ce am făcut noi ca să-l salvăm de la moarte pe Igor Petrovici? Te mai întreb, unde se află soția dumitale căreia noi toți am adus numai jigniri? Dar fiica dumitale nu are dreptul la liniște? La bucurii? Chiar și dumneata, ai într-adevăr sufletul împăcat? Mișca, lasă, nu acum. Ce când te gândești, oameni ca mine sunt considerați eroi, iar cei ca dumneata celebrități. Dragul meu, vreau să te atrag atenția că n-am venit aici ca să polemizez cu dumneata și să încerc să-mi apăr dreptul la celebritate. Mișa, Alexandru Vladimirovici, vă rog din suflet încetat. Alexandru Vladimirovici, de fapt, sunt un om mărunt, egoist, dar nici dumneata nu ești un vultur. Mărunt a fost și Igor Petrovici, care n-a găsit altceva mai bun de făcut decât să-și găurească țeasa cu un glonț. Toți suntem, chiar toți suntem, mărunți egoiști. Cât despre femei? Despre femei, nici ele nu sunt mai grozave. Nu. Elena Andreevna și-a părăsit soțul. Ei bine, credeți că va fi în stare să folosească cum trebuie libertatea dobândită? Nici vorbă. Fiți liniștiți, se va întoarce curând. Poftim, s-a și întors. Elena Andreevna, de unde a apărut? De două săptămâni mă aflu în casa lui Ilia Ilici. Cum? Ce vă tot uitați așa la mine? Bună seara! Bună seara! Am stat lângă fereastră și am auzit întreaga discuție. Elena! Sofie, Elena! Formidabil, nu? Da, Mihail Vovici, pace și bună înțelegere! Fedor Ivanovici, să uităm tot ce a fost! Iulici! Ilici! Ca să vezi! Măgar să fiu dacă mi-ar fi dat prin cap! Nu, draga de ea, frumoasa soția profesorului nostru s-a întors. Mi era dor de voi toți. Îmi pare bine că te văd, Alexandru. S-ai călcat în picioare datoria de soție. Alexandru. Desigur, sunt bucuros că te văd, însă... O să vorbim noi acasă. Deci, drag Alexandru, problema relațiilor noastre se rezolvă foarte simplu. Adică niciun fel. Fie și așa n-avem încotro. Nu sunt decât o muiere ca toate muierile. O să-mi duc și eu veacul... Umblând de colo-colo prin casă, încânt, bând și ascultându-l pe soțul meu cum îmi vorbește despre Gută, despre drepturile sale, despre meritele pe care le are. Deci ați lăsat ochii în pământ? Nu-i nimic, nu-i nimic. Hai, mai bine să vin vișinată. Umpleți în paharul, fie ce-o fi. Poate ori să treacă și o să fie bine, o să fie bine. Da. Alexandru Vladimirovici, sunt profund emoționat. Te rog din suflet, fii îngăduitor cu soția de vitale. Spune o singură vorbă bună și îți dau cuvântul meu de cinste că am să-ți rămân cel mai devotat prieten. Și am să-ți ofer... În dar cea mai frumoasă troica mea. Mulțumesc, dragul meu, dar îți atrag atenția că problemele mele de familie nu pot fi... Auziți? Auziți? Parcă bate clopotul de alarmă. Uitați-vă acolo, ce călălaie pe cer! Arde undeva, pe lângă Alexeeva. Nu, Alexeeva e mai la stânga. Arde pădurea din Telibeev. Arde pădurea? Trebuie să mă duc acolo, să dau o mână de ajutor. Iertați-mă, poate am fost prea brutal astăzi, dar în sfârșit nu are nicio importanță. Mișenca! N-au decât să arde pădurile, am să plantez altele. Și ce dacă nu mă iubește femeia visată? Ce dacă? Voi găsi alta! Am să găsiți alta! Aș vrea să plec. Da, e timp să plec, mi-a pătruns umezeala noase. Sunt la dispoziția dumitale, Sonichka. Nu, ia-mă cu dumneata, Ivan Ivanovici! Da, sufletelule. Dracu mai pricepe, numai jigniri și umilințe. Să strâng lucrurile. Fetiușa, ajută-mă să le duc la trăsură. Da, imediat să plecăm. Sunt gata de drum, Alexandru. Hai, ia-mă, simbol al geniului și veșniciei. Și ascunde-mă în cele 26 de camere ale tale. Că altceva nici nu merge. Simbol al geniului și... Nu-i rău spus. O figură de stil destul de izbutită. Da, e... La revedere, vă mulțumesc tuturor. A fost o seară minunată. La revedere. Haide, Iulca. Cu bine, tăicuță, noi o luăm înainte. Bine. Venim și noi îndată, bine. Dar ce e, sufletelule? De ce te-ai așezat? Nu mergem? Nu pot. Nu pot merge. Îmi simt inima ca de plumb. Sunt disperată. Ce, sufletelule, ce s-a întâmplat? Ce ai? Să mai rămânem puțin. Eu nu mai înțeleg nimic. De ce oare n-am murit până acum? Era mai bine. Dacă ați ști. Sofia Alexandrovna. Ilia Ilici, dragul meu, du-mă la locul incendiului, te implor. Dar ce să faci acolo? Te implor, du-mă, altfel plec singură. Ilia Ilici,
Sunt aici! Ah, îmi trebuie un car. Pe jos nu ajung acolo nici până mâine. Mihai Lvovici, stai, nu pleca încă. Mihai Lvovici. Da. Ai spus aseară că vrei să găsești o altă femeie. Ei bine, ai găsit-o. Cum? Da, sunt acum o altă femeie. Acum știu adevărul. Te iubesc. Uluitor. Da, am aflat adevărul. L-am aflat în sfârșit. Doar un cuvânt spune-mi atât. Eu ți-am spus tot ce aveam pe inimă. Sonichka, scumpa mea. De fiecare dată când îmi vorbeai de dragoste, mă sfocam de fericire, dar sfiala prejudecățile mă opreau cuvintele pe buze și îmi stăvilau avântul. Acum mă simt însă liberă, ca o pasăre. Sonichka. Dragilor, am deosebită onoare să vă prezint omagiile mele. Și totuși sunteți niște nerușinați porumbei. Ați întins coarda, ați întins-o până ați rupt-o. Da, spre binele vostru. Mișenca, iubitule, unde să mai încap atâta bucurie în inima mea? Domnilor, încă nu pot veni în fire. Vă rog, lăsați-mă să vorbesc cu ea. Lăsați-mă, vă rog. Vă rog din tot sufletul, lăsați-mă. Am atâtea să-ți spun, Sonia. Atâtea. Ascultat Duhul Pădurii de Anton Pavlovici Cehov, adaptare radiofonică de Claudiu Cristescu. Distribuția a fost următoarea: Voinitski Ștefan Iordache, Hruscev Ion Caramitru, Serebreacov Mircea Albulescu, Elena Andreevna Irina Mazanitis, Feodor Alexandru Repan, Sonia Carmen Galin, Jeltuhin Ștefan Sileanu, Orlovski Corado Negreanu, Diadin Vasile Nițulescu, Maria Vasilievna Teli Barbu, Iulia Mirela Gorea, Efim Jean Reder, Vasili Valentin Teodosiu. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică Cristian Munteanu.